Constrângerile izolării au determinat pe fiecare în parte să își pună întrebări cu privire la propriul mod de viață, la adevăratele nevoi, la aspirații. Ai stat mai mult pe internet în ultimul an. Așa că, dacă toți suntem în preajma Zilei Internaționale a Internetului, care e pe 29 octombrie, uite ce ai câștigat. Ce ai pierdut, știi tu mai bine, dar O nouă cale, lecțiile coronavirusului, este o carte în care Edgar Morin a colaborat cu Saba Abu Salam pentru a nota ce ar trebui să știi după primele valuri de epidemie. Și ca mai toate lucrurile de care ai nevoie, și revelațiile acestei perioade se înscriu într-un întreg proces de conștientizare pentru care de multe ori te-ai întrebat când o să mai ai timp. Suntem deopotrivă jucători și mize, posesori și posedați, puternici și neputincioși.